Bună dimineața și bine v-am regăsit! Urmăriți ProPatria! Ne aflăm astăzi la Inspectoratul General al Muzicilor Militare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, aici unde se afla Școala de Muzici Militare Iacob Mureșanu, unde funcționează acum Centrul de Instruire pentru Muzici Militare. Istoria muzicilor militare a început la Iași, unde în 1831, la 1 iulie, se înființa prima orchestră militară de suflători din România. Ediția din această săptămână este dedicată instrumentiștilor în uniformă care au fost de-a lungul istoriei alături de trupe atât în momente festive cât și pe front, sunând atacul și cântând marșuri de îmbărbătare. În 2 iulie s-au împlinit 520 de ani de la moartea lui Ștefan, iar zilele trecute, frumoasele plaiuri ale Bucovinei au răsunat încă o dată în amintirea marelui domnitor. Credincioșii din zona Sucevei, dar nu numai ei, și-au îmbrăcat straile de sărbătoare și au venit cu mic cu mare la mănăstirea Putna, care devine în fiecare an la 2 iulie neîncăpătoare. La mormântul lui Ștefan din biserica mănăstirii, oamenii ajung cu credința în Dumnezeu și cu gândul la măreția faptelor domnitorului moldovean. Mergând și cu alți prieteni și colegii ai mei, am colindat mai multe biserici, mănăstiri și am ajuns și la Putna. Azi zi mare. La 520 de ani de la trecerea în neființă a voievodului Moldovei, festivitățile comemorative de la Putna au avut o emoție aparte. Armata, biserica și administrația locală au dat fastul necesar acestui moment special și au organizat o serie întreagă de evenimente atât religioase cât și ceremoniale. Ziua de marți a început cu slujba acatistului Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, urmată de liturghia oficiată de episcopul Ignatie al Hușilor și de un numeros sobor de preoți. Corul Răzeșii al batalionului 335 artilerie din Botoșani și grupul vocal tradițional de la Vicovu de Sus au oferit celor prezenți un recital de muzică și poezie patriotică și religioasă. Niște casă aș vedea și soarta și-o blestema. Te rugăm să vii din nou. Te așteptăm să ne conduci spre Dumnezeu, rupând mânia celui rău. Să stai de strajă la votare, să vii din nou pe cal călare, și crucea în mână să o ții. Au fost oferite distinții atât din partea armatei, cât și din partea arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților, emblema de onoare a forțelor terestre și ordinele Crucea Bucovinei, Mușatinii și Apărător al Credinței i-au răsplătit pe cei care s-au implicat de-a lungul timpului în organizarea manifestărilor comemorative de la Putna. Mănăstirea Putna de ani de zile îi ajută pe tinerii noștri ștefăniști, elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare, să crească frumos. Și atunci ne dorim foarte mult ca și ceilalți militari din forțele terestre să beneficieze de harul părinților din Sfânta Mănăstire Putna. Avem în protocolul nostru o paletă largă de activități, în principal culturale, legate de istorie, de cinstirea eroilor. Ne adresăm societății, de asemenea, vrem să avem cât mai multe activități care să promoveze valoarea. De fiecare dată, armata este prezentă la comemorări, la aniversări ale unor figuri emblematice ale istoriei noastre. De ce este atât de important să fim astăzi cu gândul, cu sufletul față, aproape de cei care ne-au fost înainte? Cred că răspunsul rezidă tocmai în activitatea de astăzi. Am văzut atâtea mii de oameni, diferite generații, care au venit cu bucurie să-l sărbătorească pe cel care a fost cel mai mare domnitor al Moldovei și o mare personalitate a României. De aceea trebuie să facem aceste lucruri, pentru a scoate în evidență tot timpul exemplul la personalitățile pe care România le-a avut și pe care cu siguranță le are. Cel mai așteptat moment al zilei a fost ceremonia militară, pe timpul căreia un detașament al brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul a executat un exercițiu de mânuire a armamentului, moment apreciat în mod deosebit de publicul prezent.
S-au depus coroane și jerbe de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare din partea instituțiilor statului român și a Republicii Moldova. Au defilat și au prezentat onorul elevii Colegiului Militar Național Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, studenții Academiei Ministerului de Interne de la Chișinău, Garda de Onoare și Muzica Militară ale Brigăzii 30 Gardă. Ștefan a fost jertfa din lacrimile poporului. Mateo Murianu zice foarte frumos în 1502, într-un document, că Ștefan este mult iubit de supușii săi pentru că a fost veșnic treaz și darnic. Deci, după 45 de ani, că suntem în 1402, deci după 45 de ani, Ștefan era veșnic treaz și darnic și mult iubit de supușii săi. Deci a intrat în inima poporului. Și de ce? Pentru că s-a identificat cu ceea ce avea poporul mai sfânt. Și dacă nu te identifici cu cerințele neamului și ale țării, atunci rămâi pe lângă. De aceea, mulți din ziua de astăzi nu prea au ce să învețe de la Ștefan, pentru că nu se identifică cu cerințele, cu trebuințele acestui popor. Să-i simți pulsul, să-i simți bucuria, să-i simți necazul, să-i simți durerea, să fii cu el, în țară sau în afară, unde ar fi, să fii alături de el. Aceasta înseamnă a fi cu Ștefan și a fi cu neamul și cu țara. Ziua de comemorare a domnitorului Ștefan cel Mare s-a încheiat cu o impresionantă retragere cu torțe a militarilor, care au coborât cu făclii aprinse în mâini de pe dealul Crucii și au mărșăluit până în curtea mănăstirii Putna, în semn de omagiu și în amintirea marelui voievod al Moldovei. Vă reamintesc, ne aflăm la Inspectoratul General al Muzicilor Militare din București. Și asta pentru că la 1 iulie au fost sărbătoriți 193 de ani de la înființarea primei fanfare militare românești. Tot la 1 iulie s-au împlinit și 164 de ani de existență a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Și tot în 1 iulie, Regimentul 317 ISR Vlădeasa a sărbătorit 55 de ani de la înființare, iar marți, 2 iulie, s-au marcat și cei 105 ani de existență a Centrului Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu. La ProPatria urmează în minutele următoare cele mai importante știri din mediul militar. Campanie de comunicare și educație financiară organizată de Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Informare și Relații Publice în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Inițiativa a fost reluată după o pauză de 4 ani și se desfășoară în toate instituțiile de învățământ militar, urmând ca în 2025 să vizeze și unități militare. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară au subliniat importanța educației financiare și au oferit câteva instrumente ce pot ajuta în organizarea bugetului personal. Autoritatea de Supraveghere Financiară vine tocmai în sprijinul românilor pentru a crește calitatea vieții acestora. Este extrem de important pentru că noi am început cam de 9 ani de zile o serie de programe care s-au adresat atât elevilor, s-au adresat studenților, s-au adresat cadrelor didactice, mediului antreprenorial. Practic am cuprins cam toate persoanele care ar putea fi interesate de produsele financiare. În acești 9 ani am înregistrat în jur de 450.000 de elevi care au trecut prin programele ASF, peste 36.000 de studenți, peste 8.000 de profesori care au urmat programele noastre. Un alt program pe care l-am inițiat recent, tocmai din dorința de a ajunge cât mai aproape de oameni, este un program pe care început cu Federația Română de Fotbal, care se adresează practicanților sportului rege, mai ales că în momentul de față Federația de Fotbal are înregistrați în jur de 400.000 de practicanți ai sportului într-o formă organizatorică.
Educația financiară e benefică pentru toată lumea. Din păcate, noi, cel puțin noi din anii 80, ca să zic așa, nu am avut educația financiară după Revoluție. Educația financiară e bună și în perspectivă pentru orice persoană să poată să-și gestioneze foarte bine bugetul, să poată face investiții, până la urmă totul se rezumă la partea financiară, la bugetul familiei. E o chestie extraordinar de bună. În urmă cu 105 ani, pe data de 2 iulie 1919, a luat naștere prima structură de instruire românească din Transilvania, Tabăra Regională Cincul Mare, subordonată Corpului 7 Armată. În cadrul ceremonialului militar a fost decorat drapelul de luptă al Marii Unități de către președintele României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer. Și totodată a fost acordată și emblema de onoare. De asemenea, au fost înmânate distincții celor mai merituoși militari și personal civil ai centrului din partea șefului statului major al apărării și a șefului statului major al forțelor terestre. În cei 105 ani de existență, structura a trecut printr-o serie de transformări, fiind rând pe rând tabără de instrucție, centru de instrucție, poligon de tragere și centru național de instruire. Ultima etapă de modernizare a Marii Unități, de altfel una dintre cele mai ample, continuă și în prezent. Însă, indiferent de etapa istorică în care s-a aflat, misiunea de bază a structurii a rămas aceeași, instruirea trupelor. Toate aceste transformări au fost determinate de evoluția mediului politico-militar, dar și în același timp de evoluția tehnologică și structurală a armamentului tehnic și respectiv a structurilor militare. În ultimul rând, trebuie înțeles faptul că odată cu aderarea la NATO, cerințele au fost mult, mult ridicate din punct de vedere al standardelor, fapt care a impus ca această structură să ia o nouă formă și să fie ceea ce este astăzi Centrul Național de Instruire Întrunită la standarde internaționale ale NATO. Loc în care se instruiesc atât forțele armate României, cât și forțele armate aliate și partenere. Generalul locotenent Alexandru Stolfrank, comandantul Comandamentului Comun de Sprijin și Abilitare al NATO, a fost prezent într-o vizită oficială în România. Alianța Nord-Atlantică creează mai multe coridoare terestre prin care militari NATO și vehicule blindate pot fi transferate mai aproape de linia frontului în cazul unui conflict terestru cu Rusia. Șeful Comandamentului Logistic al NATO reasigură România că Alianța Nord-Atlantică rămâne cel mai important garant al securității noastre. Yeah, first of all, Romania is now for 20 years a member of NATO. So quite a while, quite a time. We celebrated this or memorized this event in Ulm, having a small reception with the General Consul of Stuttgart in the vicinity. He invited the community here to Ulm and yeah, we very briefly in a reception in JSEC in Ulm, we remembered this, I think, very important event that Romania is now 20 years member of NATO. Then, also with regard to JSEC, my area of responsibility, in my command in Ulm, we have a number of Romanian officers and non-commissioned officers, which are employed through the whole headquarters in different areas of the headquarters and work for me, for us, together on our common goal, reinforcement, sustainment, enablement. ProPatria continuă. Vă invităm să urmăriți un reportaj despre cei care poartă lira pe epoleți. Așa cum vă spuneam, istoria muzicilor militare a început la Iași, în 1831. Astăzi, muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale este una dintre cele mai valoroase formații muzicale din România, dar și din lume. Iar recunoașterea internațională a fost confirmată în zecile de spectacole la care a participat în ediții de marcă ale unor festivaluri desfășurate la Oslo, Bruxelles, Madrid, Varșovia, Paris, dar și mai departe, în China sau Canada. Iar acestea sunt doar o parte dintr-un palmares impresionant de mai bine de 40 de ani pe scenele lumii. Chiar de ziua muzicilor militare, echipa ProPatria a fost la repetițiile Big Band-ului, care a susținut un moment artistic de ziua Statelor Unite ale Americii, chiar la sediul ambasadei din București. Oh!
Mă numesc Bela Santiago, sunt în județul Filipine, dar sunt căsătorită aici în România și atunci sunt româncă filipineză. Mă simt foarte emoționată și încerc să mă focusez ce am de făcut și să simt imnul Americii și imnul României în sufletul meu, ca să iese tot bine. Fac parte din Ministerul Apărării Naționale, muzica reprezentativă la instrumentul oboi. Am început de la vârsta de 11 ani. Prima dată am făcut 4 ani de pian, după care am făcut oboi și pot să zic că nu sunt dezamăgit absolut deloc de acest instrument. Se potrivește perfect în această orchestră. Noi facem foarte multe repetiții și dacă lucrezi când trebuie și cum trebuie, la un moment dat lucrurile devin mai ușoare. Și oboseala, spune cuvântul, dar muzica, pot să zic așa, că vindecă. În clasa noua, în liceu, a trebuit să mă mut pe alt instrument. Am făcut 8 ani de pian principal și am ales cornul francez pur și simplu de curiozitate și am avut norocul ca profesorul meu din liceu să fie angajat al muzicii militare din Brăila, Brigada 10 Geniu. Și pur și simplu acesta m-a îndrumat și mi-am zis să aplic și eu în armată. Am avut și evenimente în străinătate, precum Spania și Polonia, de când sunt eu angajat. O să plecăm în Ungaria cu repetiții intense, am pregătit un show și un concert și o să ne reprezentăm țara cu mândrie. Muzica militară pentru mine e ceva foarte nou. M-a surprins, foarte plăcut. Eu, de fapt, ar fi trebuit să fiu profesoară de educație muzicală, dar mi-am dat seama că vreau să mă îndrept mai mult spre partea aceasta a muzicii militare. Aveam foarte mulți prieteni în acest domeniu și eram foarte curioasă de ceea ce se întâmplă. Chiar dacă proba sportivă m-a speriat puțin mai mult, am avut o ambiție foarte mare și am zis că hai să încerc. Poate că ceva este acolo și chiar așa am reușit și am rămas aici. Suntem un colectiv foarte unit, un colectiv tânăr. Ne place ceea ce facem și cred că cea mai emoționată parte e atunci când ne ridicăm în picioare și interpretăm imnul național al României. Pentru mine este o onoare foarte mare să fac parte din cadrul acestei orchestre. Cei care vin aici, majoritatea sunt foarte bine pregătiți, însă rolul meu este de a îi aduce la un nivel cât mai ridicat. Facem tot posibilul ca întotdeauna să fim foarte bine pregătiți, să ne prezentăm la cel mai înalt nivel și să facem mândri pe României pe care îi reprezentăm și atât în țară cât și peste hotare. Am avut ocazia în primul rând să fac parte dintr-un colectiv exclusiv de bărbați, pentru că primii 10 ani am fost singură la muzică, am fost singura fată, m-am integrat foarte bine, apoi au venit și colegele mele și este o onoare să reprezentăm țara și sperăm la cât mai multe activități frumoase, turnee, concerte, să facem ceea ce ne reprezintă pe noi cel mai mult, să facem muzică. Săptămâna aceasta, la interviul săptămânii, invitat este colonelul Aurel Gheorghiță, inspectorul general al muzicilor militare din România. Domnule inspector general Aurel Gheorghiță, vă mulțumim că ne-ați primit cu interviul săptămânii la dumneavoastră acasă și la mulți ani pentru cei 193 de ani de muzici militare în România. Cu drag! La 1831, 1 iulie,
este semnat primul document oficial în cadrul Strajei Pământești de înființare a muzicilor militare moderne. Este foarte important de spus că existau și înainte muzici militare, dar acest act de la 1 iulie 1831 este actul de naștere a muzicilor militare moderne românești. Este un drum foarte lung de atunci, de la înființare și până acum. Este un drum sinuos. Nu este acum un moment de dezvoltare atât cât ar fi putut să fie muzica militară în România, pentru că în anii de reformă muzicile militare s-au redus foarte mult. Actualmente, în România, sunt 17 muzici militare. 3 în garnizoana București și 14 în marile centre culturale din România. Mai precis, la Craiova, la Constanța, la Cluj, la Iași și pot enumera până la 14 muzici în țară. Aceste muzici sunt coordonate din punct de vedere profesional de către Inspectoratul General al Muzicilor Militare și este o onoare și o plăcere pentru noi de a dezvolta aceste muzici prin Centrul de Instruire pentru Muzici Militare, care livrează resursă umană către aceste garnizoane, către muzicile militare din România. A fost Școala Militară de Muzică, apoi a fost Liceul Militar de Muzică Iacob Mureșanu, care, din păcate, a fost la un moment dat desființat. Centrul de Instruire pentru Muzici Militare asigură, precum spuneați, resursa umană din liceele de muzică, din facultățile de muzică. Este pentru armată aceasta o variantă care înlocuiește cu succes fosta variantă de filiere directă, unde aici, vreme de 5 ani, de 7 ani, se formau suboficeri și ofițeri de muzică? Este important de spus că această școală militară, cum toată lumea o cunoaște, Școala Militară de Muzică, Școala Militară de Muzică, a avut la un moment dat și 5-600 de elevi. Ciclul de învățământ, de la 14 ani până la 19 ani, era un timp suficient de formare a acestor tineri viitori subofițeri. Am ajuns în situația în care să avem și 25-35 de elevi. Pentru noi este un pas înainte, pentru că astfel reușim să trimitem în teritoriu subofițeri care să deservească și să slujească muzica militară. Urmează să facem demersurile necesare să dublăm această cifră de școlarizare, pentru că, din păcate, nu reușim să facem față misiunilor care ni sunt încredințate. Până să ajungem la performanțele muzicii reprezentative despre care vreau să vorbim la finalul interviului, aș insista pe această particularitate a muzicienilor militari sau a muzicanților, cum li se spune îndeobște în armată. Este o situație unică în care sunt două laturi foarte importante, aceea muzicală, unde trebuie să fie la un standard, la o valoare pe care o au, de pildă, filarmonicile, dar este și această latură militară, foarte importantă, partea de ceremonii, de primiri de demnitari, este imaginea armatei în joc și acolo, până acum câțiva ani, muzicienii militari erau instruiți, precum spuneam, pe filieră directă. Sunt voci care spun că nu mai este aceeași performanță din punct de vedere militar ca reprezentare, pentru că nu au decât o perioadă destul de scurtă din punctul ăsta de vedere pe partea de instruire militară. Din păcate, este adevărat. Trebuie menționat faptul că și în viața civilă este un deficit mare de instrumentiști. Noi, toată resursa umană, o recrutăm din viața civilă. Aici, în cadrul Centrului de Instruire pentru Muzici Militare, reușim, cu greu, într-adevăr, să-i aducem la performanța de a face față misiunilor încredințate pentru muzici militare. Cu siguranță nu se pot echivala 9 luni de zile cu 5 ani sau 5 ani de zile cu 9 luni. Dar cu toate acestea avem copii care vin de la liceele de muzică, de la facultate, de la conservator și copii foarte bine instruiți. Aici noi reușim să-i canalizăm, să le deschidem acea dragoste pentru muzica militară și la sfârșitul acestui curs să își ia gradul de sergent. Aveți o misiune foarte grea, pentru că probele la intrare sunt aceleași ca pentru orice militar
Și nu de puține ori am înțeles că oameni foarte buni, cu o foarte bună pregătire muzicală, nu au trecut proba sportivă, de exemplu. Da, este adevărat. Probele sportive sunt date la centrele zonale. Ele trebuie trecute, pentru că fără aceste probe nu pot să se prezinte la examenul de la Centrul de Instruire pentru Muzici Militare. Odată ce au trecut aceste probe, noi îi luăm în calcul și, bineînțeles, trebuie să facă dovada științei unui instrument muzical, dovada faptului că știe să citească, știe armonie, știe contrapunct și să-și poată desfășura activitatea muzicală în acest cadru. În urma celor 9 luni de zile de instruire, ei sunt repartizați la instituțiile din teritoriu. Ce vă faceți cu acele situații în care aveți nevoie de instrumentiști pe instrumente specifice, cum ar fi basfligornul, eufoniu, uneori și tuba? Sunt instrumente care nu se regăsesc decât în formații militare, muzicale. Așa este. În cadrul programului nostru, în aceste 9 luni de zile, reușim să-i canalizăm. Trebuie să nu uităm că această continuă profesionalizare durează toată viața. Muzica reprezentativă reprezintă un obiectiv până la urmă pentru orice instrumentist militar din această țară să ajungă, dacă se poate. E un fel de echipă națională și este un nivel foarte înalt, este un palmares, precum am aflat și mai devreme, absolut impresionant, cu turnee în toată lumea, în festivaluri militare, unde această orchestră militară de suflători a reprezentat cu cinste România. Ne bucurăm că din anul 2022 prima invitație a fost în Polonia, unde au participat România, formația Lituaniei și formația Sloveniei. Ne-am bucurat de o primire călduroasă din partea formațiilor poloneze. Ne-am bucurat de faptul că avem aceste contacte minunate cu formațiile din mai multe țări. De asemenea, tot în același an am avut un turneu internațional la Madrid, unde am avut concerte de sală radio cu Guardia Civil din Madrid. Toate aceste turnee, toate aceste manifestări culturale sunt o încercare și în același timp o foarte mare responsabilitate pentru muzica militară, în special pentru muzica reprezentativă. De ce vă spun acest lucru? Pentru că mi-este dragă, am pornit în carieră cu acest dar, muzica reprezentativă, și este la momentul actual cea mai bună formație din țară. Câți ani ați fost dirijorul muzicii reprezentative? 20 de ani. 20 de ani. După ce ați fost înainte și instrumentist acolo. Am fost și instrumentist, 86-89, am fost instrumentist la muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. Sunt oameni admirabili, da? Dedicați meseriei. Am reușit să trecem peste foarte multe lucruri și să facem concerte de sală radio cu doar două piese, da? Concertul de pian în la minor de Grieg și Sinfonia a noua de Dvorak, ceea ce este un palmares, este un vârf de realizare profesională. Este un vârf de realizare și aș întări ceea ce a spus. Aceste concerte care au fost scrise pentru orchestre de coarde, pentru pian și orchestră, este o provocare în sine să fie orchestrate pentru instrumentele specifice fanfarei. Instrumente de suflat. Este un alt acordaj, este o altă particularitate a instrumentului. Este foarte important de spus că în cadrul acestui inspectorat al muncilor militare avem și un birou de creație, un birou de repertoriu în care oameni care sunt dedicați meseriei, orchestratori, vin cu aceste noi propuneri către muzica reprezentativă. Foarte multe piese care sunt scrise pentru orchestra sinfonică sunt adaptate pentru muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, dar în același timp pentru formațiile din țară. Ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că dăm posibilitatea acestor oameni să abordeze un repertoriu diferit. Și iată, numai departe de acum câteva zile, un exemplu concludent la Ambasada Statelor Unite ale Americii. Ați acompaniat o solistă pentru care ați fost nevoit să reorchestrați și să transpuneți într-o tonalitate potrivită vocii sale. Este important
ca aceste adaptări pe care noi le facem aici trebuie să fie cât se poate de bine adresate și orchestrate pentru solistul cu care lucrăm. Domnule colonel Gheorghiță, o ultimă întrebare. Dintre toate festivalurile internaționale unde ați reprezentat România cu cinste, am și fost la câteva astfel de festivaluri, unul la Oslo, altul la Berlin. Care v-a rămas cel mai aproape de inimă și care credeți că este, să zicem, cel mai reprezentativ? Un fel de Champions League al muzicilor militare, mi s-a părut cel de la Oslo, Tatu, de exemplu. Muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale a participat, cred că, în toate țările din Europa. Și n-aș vrea să le enumăr, bineînțeles, să ne aducem aminte și de festivalul din China. Cert este că fiecare festival este unic, iar tu, ca formație, trebuie să te prezinți la cel mai înalt nivel. Într-adevăr, festivalul de la Oslo a fost una din reprezentările în care a fost foarte important să participăm. De ce? Pentru că acolo au venit cele mai bune muzici, cele mai titrate muzici militare și este foarte important de spus că acest festival, festivalul de la Oslo, este patronat de Casa Regală. Noi ne-am dorit, am ajuns acolo și în același timp ne-am dat seama că nu suntem departe de performanțele pe care ei le-au atins. Ceea ce îmi doresc foarte mult, îmi doresc foarte mult aceste întâlniri, da? În așa fel încât să putem să arătăm și noi performanța noastră și nivelul la care am ajuns. Domnule colonel Gheorghiță, vă mulțumesc tare mult, la mulți ani încă o dată și să ne revedem cu bine la, poate, nu știu, cel mai important concert care va avea loc anul acesta pentru publicul din România. Și eu vă mulțumesc pentru amabilitate și am deosebită onoare și plăcere să vă invităm la Festivalul Muzicilor Militare de la Brăila în perioada 9-12 august. De asemenea, vreau să urez muzicienilor militari, în primul rând, multă sănătate, să performeze pe cele mai înalte scene ale cetăților unde sunt în garnizoanele respective și le doresc să atingă performanțele muzicii reprezentative și, de ce nu, să le depășească. Vă mulțumesc! ProPatria continuă. Ne aflăm în sala de tradiții a muzicilor militare de aici, din București. Și vă invit să urmăriți în minutele următoare cum s-a desfășurat cea de-a 16-a ediție a taberei de vară pentru cercetași, care a avut loc la Predeal zilele trecute. Organizată de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, tabăra a reunit 30 de copii ai militarilor căzuți sau răniți în teatrele de operații ori în misiuni interne sau proveniți din medii sociale defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură. Cercetașii au luat parte, printre altele, și la ședințe de alpinism, dar au învățat și tehnici de adaptare în natură. Cea de-a 16-a ediție a taberei de vară pentru cercetași a fost găzduită de Batalionul 21 Vânător de Munte, general Leonard Mociulski, cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, dar și a asociațiilor Camarazi și Onor. Drept. În careu, mars. Alo, comanda. Drept. În careu, mars. Când pun piciorul stâng pe sol, adică al doilea frânec, 1. A, deci 2 pași la 1. 2. Exact. Mulțumesc colegilor mei din Ministerul Apărării Naționale care cu dedicație, cu modestie, dar cu foarte multă dăruire contribuie la formarea unor deprinderi, contribuie la ecuația deciziei dumneavoastră de a îmbrățișa o carieră militară. Servim patria! We'll be right back.
intenționăm să extindem acest program. Am văzut tineri care au învățat foarte mult în această săptămână, tineri care au fost fericiți în momentul întâlnirii, dar tineri care au fost triși la momentul despărțirii pentru că și-ar fi dorit ca această tabără să continue pe încă o săptămână cel puțin. Am inițiat acest proiect alături de colegii din cadrul Biroului Gestionare Activități Militare Invictus și Cabinetului Medical al Obiectivului M100, din dorința de a transmite unui număr cât mai mare de civili și militari din cadrul Statului Major al Apărării importanța cunoașterii manevrelor de prim ajutor. Și este foarte important să nu trecem indiferenți pe lângă o persoană care are nevoie de sprijinul nostru. Regulă? Perfect. Perfect. Super. Ce ați văzut acum se numește dezobstrucția căilor aeriene la adult, în momentul în care pacientul se neacă cu mâncare și nu mai poate vorbi, nu mai poate tuși, nu mai poate respira. Am avut alături de noi specialiști din cadrul mai multor instituții partenere cu care colaborez de câțiva ani, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Consiliul Național Român de Resuscitare, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și, bineînțeles, militarii răniți din echipa Invictus România și specialiști din cadrul Biroului Gestionare Activități Militare Invictus și Cabinetul Medical al Obiectivului M100. După parcurgerea modulului teoretic și a atelierelor practice, cele aproximativ 200 de persoane care au participat la atelierele de prim ajutor organizate la nivelul Statului Major al Apărării vor avea posibilitatea de a efectua corect o resuscitare cardiopulmonară, de a utiliza în siguranță un defibrilator extern automat, de a așeza o victimă în poziția laterală de siguranță și de a efectua o dezobstrucție de cale aeriană cu corp străin. Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, format la inițiativa Turciei, României și Bulgariei, a devenit operațional luni, 1 iulie, printr-o ceremonie care a avut loc la Istanbul și la care a fost prezent șeful forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait. Comanda grupării va fi asigurată pentru următoarele 6 luni de forțele navale ale Turciei, iar forțele navale române participă cu dragorul maritim 30 sub locotenent Alexandru Axente. Gruparea navală are misiunea de menținere în siguranță a traficului maritim în Marea Neagră prin supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine. România a semnat memorandumul de înțelegere privind constituirea grupării în luna ianuarie, pentru o perioadă de 3 ani, iar navele militare din cele 3 țări ale inițiativei vor desfășura între 6 și 12 iulie primul exercițiu multinațional în comun, BRIZ 24, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Forțele navale române au preluat pentru 2 ani președinția Comisiei Hidrografice pentru Marea Mediterană și Marea Neagră, în cadrul celei de-a 24-a ediții a conferinței Comisiei, organizată între 2 și 4 iulie la Constanța, de Direcția Hidrografică Maritimă. Inițiativa consolidează colaborarea între statele riverane în domeniile hidrografiei, cartografiei și oceanografiei Mării Mediterane și Mării Negre, membre ale Organizației Hidrografice Internaționale. În ultimii ani, România a realizat progrese semnificative în modernizarea serviciilor și a echipamentelor hidrografice, investind în nave de cercetare de ultimă generație și tehnologii avansate de procesare a datelor. Conferința a reunit experți naționali și internaționali,
reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor non-guvernamentale, care au dezbătut cele mai recente tendințe și inovații și au analizat soluții moderne de îmbunătățire a siguranței navigației. După 550 de mile parcurse, nava școală Mircea a încheiat prima etapă de marș, dar și prima escală în portul Pireu din Atena. A reușit să facem navigație cu vele chiar din Marea Neagră, a străbătut Bosforul pe timp de noapte, apoi Marea Marmara, a trecut prin strântoarea Dardanele, Ceanacale și am ajuns în Marea Egee, unde am ridicat iarăși vele și am navigat chiar și pe timp de noapte. Marea Egee a fost puțin furtunoasă în această perioadă a anului și ne-a pus puțin la încercare, mai ales în strântoarea Cafirea, unde am avut și o mare de gradul 4 spre 5, viteza vântului 6 spre 7, adică peste 21-25 de metri pe secundă și de asemenea a fost destul de furtunoasă, dar cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au trecut și acest prag și au devenit adevărați lupi de mare în doar câteva zile de la plecarea din Constanța. A urmat escala de aici din Pireu, observați nava școală Mircea în spatele meu la cheul din portul Pireu, cu multe activități atât de reprezentare cât și culturale. S-a vizitat Muzeul Războiului din Atena, Muzeul Naval de aici din Pireu, de asemenea am fost întâmpinați chiar pe cheu la sosire de către Ambasada României, personalul Ambasadei României și români de aici din comunitate. Am văzut împreună meciul la Puntea Centru România-Olanda, cu puțină tristețe, trebuie să recunoaștem, și am avut și activități de ceea ce noi numim diplomație navală, adică o recepție oferită de Ambasada României aici la bord. Și scafandrii de la bord au avut de lucru, au avut o inspecție a corpului navei aici chiar în portul Pireu. Când dumneavoastră o să vedeți aceste imagini, noi vom fi deja trecut prin canalul Corint, navigăm în Marea Ionică și ne îndreptăm către următoarea noastră destinație, care este Livorno din Italia. La ProPatria urmează meteo militar. Aflăm dacă starea vremii va influența săptămâna viitoare misiunile planificate. Rut Drăgușin, meteorolog aeronautic în baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu Boboc, este alături de noi prin telefon. Bună dimineața! Cum va fi vremea săptămâna viitoare? Ne-am bucurat de câteva zile puțin mai răcoroase, însă vom avea parte din nou de o vreme foarte caldă și însorită. În săptămâna aceasta, teritoriul țării noastre va fi cuprins de un val de căldură, iar în sudul, vestul și estul țării vom avea parte de temperaturi care vor depăși pragul de caniculă. Valorile mari ale temperaturii, asociate cu o cantitate însemnată de umezeală, vor cauza și un disconfort termic accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, atmosfera va fi caracterizată de instabilitate. Cerul va fi variabil, mai mult senin, cu norări temporare în timpul după-amiezii. Sistemele noroase vor fi însoțite de averse și descărcări electrice, însă acestea se vor manifesta în mod special în regiunile montane și pe arii restrânse în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul precipitațiilor. Impactul operațional în zona litorală va fi unul scăzut, iar militarii din forțele navale vor avea parte de o mare de gradul 2, ușor bălurită, care va atinge temporar și gradul 3. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 24 și 26 grade Celsius. Pentru forțele aeriene române, cerul senin de săptămâna viitoare este ideal, însă fenomenele prognozate în timpul după-amiezii reprezintă un risc pentru activitatea aeronautică. Instabilitatea atmosferică este asociată cu norii convectivi de tip cumulonimbus, care necesită o atenție sporită din partea piloților. Cele mai ridicate temperaturi vor fi resimțite în sudul țării, însă disconfortul termic accentuat va fi resimțit de toți militarii din forțele terestre în timpul misiunilor planificate, fapt care va îngreuna executarea lor. Atât pentru astăzi, vă doresc tuturor o săptămână frumoasă, cu vreme bună, și vă recomand să vă hidratați și să evitați expunerea îndelungată la razele directe ale soarelui. ProPatria a ajuns la final. Vă reamintesc, această ediție a fost filmată la Inspectoratul General al Muzicilor Militare din București. Ne găsiți și pe Facebook, căutați ProPatria MAPN. Ziarul Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro, iar în fiecare sâmbătă dimineața, de la ora 9:05, emisiunea Jurnal Militar este difuzată pe Radio România Actualități. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu televiziunea română. La revedere!